Acest serviciu este foarte necesar, în primul rând, pentru sănătatea noastră. Și de atunci, de când s-a început acest serviciu, în noi chiar a intrat ca o, mai scurt, ca o boală. Noi când vedem o hârtie, trebuie să ne aplicăm să o ridicăm. Sau pungă de asta de plastic, sau o sticlă. La noi e ca și copii, de mici se educați în așa fel. Și e binevenit asta, e curat. Bineînțeles, dacă era peste tot locul aruncat, era. Las să crească iarbă, las să crească plante, numai să nu fie plastic, să nu fie gunoi. Nu e greu, fiindcă știți deodată că acum și la cu apa, când o tras că el și ne trebuie așteaptă, ne avem în fântână, dar pe urmă, când se oprește câteodată apa pentru ceva, ne pare că nu avem așa și cu asta. Noi de-am ne-am deprins ca să punem plasticul aparte, sticla aparte, metalul aparte, din puș. Eu chiar acasă la mine, în bucătărie am pentru hârtie și pentru plastic, afară am pentru sticlă și pentru metal. M-au venit, eu le-am pus în pungi, ne-am deprins cu pungile noastre, cumpărăm, le punem și le ducem în pungi, chinișor, le aranjăm afară. Da, copiii sunt receptivi, ei înțeleg pentru ce trebuie făcut asta și cum să o facem. Eu am fost instruit chiar și aici în bibliotecă, noi am făcut instruit și la Ecovelar am făcut împreună instruit în proiecte, diferite proiecte care, bineînțeles, este atins și punctul acesta. Acum strângerea gunoiului și nu facem dezordine, să fie curat împrejurul nostru. De lucrăm împrejur, trebuie să fie curat.